În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preiubiți și cinstiți părinți, iubiți credincioși, iată ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu și părinții noștri, când a fost Sfântul Părinte Andrei și prea Sfântul Părinte nostru Nestor de la Deva, să fim în seara aceasta și noaptea aceasta împreună la această sfântă priveghere închinată Sfântului Ierarh Grigorie, teologul, Marele Sfânt Ierarh al secolului al IV-lea, dintre cei mai mari Sfinți Ierarhi din istoria Bisericii și din toate timpurile, și împreună cu dânsul să-l prăznuim și pe Sfântul Ierarh Bretanion al Comisului, din părțile noastre, și pe Sfântul Ierarh Vladimir al Chiepului, un alt Sfânt Ierarh, iată de aici, de aproape de noi, și prin această slujbă să trăim o bucurie duhovnicească în mod aparte, datorită cântărilor care sunt la aceste slujbe minunate. Slujba vecerniei mari, cu anexandarele, cu cântările de la vecernie și cântarea Lumină Lină, toate aceste cântări, apoi Otrenia, Polileu și celelalte cântări, laudele și doxologia, toate acestea formează un ospăț de bucurie duhovnicească. Formează un ospăț de bucurie duhovnicească care bucură sufletul, îl înalță și în același timp îl duce și la o stare de cunoaștere duhovnicească, la o stare de cunoaștere a lui Dumnezeu, de cunoștința lui Dumnezeu. Pentru că tot ce se face în biserică este ca și un curs, ca și o lecție duhovnicească, dar în același timp acest curs, această seminar, această lecție de învățătură se predă într-un mod mai aparte, adică prin cântări, prin rugăciuni, prin laude, încât sufletul nostru se bucură ca la o cântare, pentru că sufletul, prin firea lui, atunci când aude o melodie foarte frumoasă, trăiește o stare de bucurie. Și înălțându-se prin această stare de bucurie, simțurile sufletului intră în lumină, în bucurie și intră și în lumina înțelegerii. Prin cântările care se cântă, trece la lumina înțelegerii, iar de la lumina înțelegerii apoi trece într-o altă treaptă, că își fundamentează credința, își fundamentează iubirea față de către Dumnezeu. Și așa este rânduit ca în biserică, așa cum spune Psalmistul David, că să urcăm din treaptă în treaptă, adică suișurile inima s-a apus. Sunt acei doi psalmi la ceasul al nouălea, care spun cât de iubite sunt lăcașurile tale, Doamne, puterilor, dorește și să sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Pentru că cel care s-a hotărât să lăjduiască în curțile Domnului și să meargă pe această cale a credinței Domnului și a iubirii Domnului, suișuri în inima s-a apus. Mereu are suișuri. Suișurile sunt prin simțire, prin gândire și prin trăire, prin voință. Ei, iată că această priveghere pe care am trăit-o, care are trei părți, adică vecernia cu litie, utrenia cu laudele și doxologia mare și Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Iată, această priveghere s-a apropiat de final și urmează de acum doar împărtășirea cu trupul și sângele Domnului a dumneavoastră credincioșilor, după ce noi preoții ne-au împărtășit. Și înainte de această împărtășire cu trupul și sângele Domnului, am fost chemat să rostești câteva cuvinte de învățătură ca să ne împărtășim și de un ospăț duhovnicesc, înainte de a ne împărtăși de ospățul euharistic, un ospăț al cuvântului alături de aceste rugăciuni și cântări pe care le-am trăit. Sfântul Grigore Teologul a fost un om cu multă dragoste. Cu multă dragoste și cu o dragoste din familie moștenită, o dragoste care lipsește astăzi. El este primul teolog al Bisericii, numit Teologul Treimii.
Ioan Evanghelistul este primul teolog al Bisericii, că el a trăit pe vremea Domnului Hristos și chiar l-a cunoscut pe Domnul Hristos, era verișor cu el și era atât de curat la suflet că Domnul l-a iubit și a dat voie să-și pună capul pe pieptul lui. O să spui capul pe pieptul lui Dumnezeu este ceva greu de imaginat. Și așa cum spune slujba lui, că din inima Domnului a scos adâncul teologiei. Ascultându-i inima Domnului, a scos adâncul teologiei și el a mărturisit pentru prima dată Treimea, în mod clar. Trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și acești trei una sunt. Ei, Sfântul Grigore Teologul este tocmai teologul Sfintei Treimi. De ce este teologul Sfintei Treimi? Pentru că este teologul Sfintei Iubirii. De câte ori zicem Sfântă Treime, de câte ori zicem Treime, noi zicem Iubire. Dumnezeu este Iubire pentru că sunt trei persoane care se iubesc desăvârșit spirituale și care trăiesc una în cealaltă. În iubire, niciodată cel care iubește nu trăiește în sine. Nu trăiește pentru sine, ci trăiește în celălalt. Ce sunt trei sori, trei lumini, care fiecare trăiesc în celălalt. Tatăl îl iubește pe Fiul și trăiește în Fiul. Fiul e bucuria lui. Duhul Sfânt întărește iubirea Tatălui. Zice Părinte Stăniloae atât de frumos. Zice, Tatăl iubește pe Fiul și zice, ce frumos este Fiul meu. Și Duhul Sfânt tărește. Așa este. Ca și cum ar zice, Tata, ce frumos e Fiul meu, Mama zice, așa este. Să întărește iubirea. Și Fiul zice, ce bun este Tatăl meu. Și Duhul Sfânt, așa este. Și iată, fiecare Fiul îi zice Tatălui că îl iubește prin Duhul Sfânt și Tatăl îl iubește pe Fiul prin Duhul Sfânt. Și iată că această iubire e trăinică. E această iubire este Dumnezeu. Această iubire este Dumnezeu nostru și prin această iubire noi trăim. Ei, Sfântul Grigore a fost ales să fie purtătorul de cuvânt pe pământ acestei iubiri. Purtătorul de cuvânt a Dumnezeului iubire pe pământ. Știți că se mai spune despre cineva că este vocea lui cu tare. Ei, Sfântul Grigore Teologul a fost vocea Sfintei Treimi pe pământ. Porta vocea Sfântului Dumnezeu pe pământ. Adică el așa l-a ales Dumnezeu. De copil s-a născut într-o familie de iubire. Dacă citiți viața lui cu atenție și viața Sfântului Grigore de Nazianz, tatălui, care a fost prefect și apoi episcop al zonei Nazianz și mama lui Sfânta Nona, care l-a convertit cu dragostea ei pe un bărbat care 60 de ani a fost păgând și nu știu încă cât de ani eretic. Și femeia aceasta cu atâta dragoste și delicatețe și bunătate și iubire și lumină și îngăduință și răbdare l-a mântuit până la urmă și l-a făcut episcop Sfânt Ortodox, cred că până la 80 de ani era la fost episcop Ortodox. Bun. Și a trăit 100. Deci datorită ei. Ei, din acești sfinți părinți, din această dragoste s-a născut Sfântul Grigore, teologul. Nu-i zic de Nazian, dar de Nazian a fost taică-sul. El e teologul, el nu-i Grigore de Nazian. De Nazian a fost tatăl-sul. Și s-a născut în această iubire și zice, când era copil mic, că a visat un vis, două tinere fecioare, așa cum au pictat ai noștri prin acei pictori celebri în 1904, cele două principale, ca și doi îngeri, două fete frumoase pe care un înger le unește și le dă mâna, le pune mâna pe Evanghelie să se unească, Sfântul Grigore a visat două fete frumoase, frumoase, care l-au luat de mână și l-au dus în cer. Și una era curăția, și una era bunătatea, virtutea curăției, fecioriei, curăției, și una era virtutea bunătății. Și a spus, cu noi de ajunge până la tronul Stăpânului. Și a ajuns, e copil mic, nu știu, dar avea 5 ani, că a văzut Sfânta Treime.
e copil. Și apoi, de aici el a ales să fie teologul Sfintei Trei. A făcut școală bună, era înstărit, bogat, din familie bogată, înstărită, la Nazians, la Constantinopol, unde l-a cunoscut pe Sfântul Vasile când erau, prin liceu, ziceam, s-au împrietenit și apoi au mers la Atena, la celebra universitate din Atena, universitatea lui Platon, din Atena, unde au studiat 6 sau 7 ani, până către 28 de ani. Era cea mai bună universitate din lume, ar fi astăzi Harvard. Și acolo au studiat împreună cu Sfântul Vasile și prietenia lor cu Sfântul Vasile a rămas celebră în istorie, un model de prietenie. S-au prietenit când erau în liceu, dar când au ajuns studenți, au arătat valoarea prieteniei. Sfântul Grigore era cu un an mai mare, din 1329 născut, și el s-a dus la Atena și când a venit Vasile, anul întâi student, boboc, studenții, ca și acum, aveau un procedeu aparte de a-i primi pe noi. Și Sfântul Grigore a făcut ca Sfântul Vasile să nu treacă prin acel procedeu, care l-a aruncat în apă, îl făceau, pentru că Sfântul Vasile era un geniu și Sfântul Grigore știa că e un geniu. Și l-a făcut în așa fel încât s-au adunat un grup de studenți armeni din anul 2 sau 3 mai mari și nou venit Vasile a ținut un dialog cu ei public. S-au discutat despre credință, despre filozofie. Și Sfântul Vasile a biruit pe cei de anul 3, 100. Și a zis Sfântul Grigore, vedeți ce geniu v-am adus. De aceea, nu-l tratăm ca pe un boboc, îl tratăm ca pe un student matur. Și de aici este prima faptă prin care își arată el dragostea față de Sfântul Vasile, publică, rămasă, ei aveau dragoste între ei. Ei, prietenia aceasta lor a fost așa de mare, că spune că a uimit Atena antică și a uimit o lume întreagă de-a lungul istoriei. Doi prieteni care timp de 6 ani studenți, când tinerii, sigur, îți doritor să cunoască lumea aceasta, să se distreze, să cunoască experiențele din acestea, spune că mâncau uneori pâine și apă numai. Și să ne iau o frânare că s-au uimit toată înțelepța Atenei. Au zis, ce cu tinerii ăștia, că ăștia au fost ca și doi pusnici. Și 6 sau 7 ani când au trăit acolo, n-au cunoscut alt drum decât drumul bisericii și drumul școlii. De 6 sau 7 ani. N-au ieșit niciodată, n-au ieșit în oraș. Că de asta pentru un tânăr de 28 de ani, să nu merg niciodată la un film, să nu merg la un teatru, să nu cunoști nimic decât biserică, rugăciune și studiu. Și asta unici în toată istoria lumii. Am mai fost în vremurile noastre Sfântul nostru de Atene. Știți asta de așa, cu timpul facultății, n-a ieșit niciodată în oraș. Și n-a cunoscut fete. Ce greu ca nou pentru un băiat la vârsta asta să nu cunoști fete, să nu discuți cu fete. Și așa s-au sfârșit studiile până pe la 28-29 de ani, când toată lumea s-a aștepta să fie fiecare prefect în zona lui, Vasile în Capadocia, locul tatălui său, Grigore în Nazians, în locul tatălui său. Amândoi au ales ceva, așa care v-am spus, dacă viața, studenția lor a uimit Atena și lumea, a zice eu că maturitatea lor, la 30 de ani, a uimit îngerii din cer. Când aveau 30 de ani, potrivit obiceiului de atunci s-au botezat la Ierusalim, în Țara Sfântă, împreună cu profesorul lor, celebru filozof Eubul, care s-a botezat și el datorită lor, și mulți alți, să știți, mari filozofi, tot datorită lor s-au dus la creștinism, și apoi s-au dus și au trăit 11 ani, după unde le mărturim, 14 ani în pustia Irisului. Ca și pusnici, nu vă închipuiți, doi absolvenți de Harvard, cei mai deștepți doctorali, doctori din lume, genii în toate domeniile, matematică, în fizică, în chimie, în astronomie, să se facă pusnici. Acolo mama Sfântului Vasile a mers și i-a mai ajutat și Sfânta Nona. Cu o haină pe ei, doar studiau Scriptura, mâncau gărdiețul de ei și până acolo într-o grădină și beau apă din picior. Deci vă închipuiți,
ce dragoste de Dumnezeu! Iată, deci dragoste de Dumnezeu, acum zice că începe să se manifeste dragoste de Dumnezeu. Dragoste de Dumnezeu se vede în două feluri. În primul rând se vede în capacitatea de a te lepăda de oameni și de a apropia de Dumnezeu. Cine iubește pe Dumnezeu, cu adevărat, e capabil să stea 10 ani să nu vadă față de om, ca și 100 de ani. Pentru că îi îmbrățișează pe toți oamenii și tot Universul prin har, prin rugăciune, prin Dumnezeu. Deci, oameni adevărați care iubesc pe Dumnezeu pot să trăiască doar cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu să rănesc, cu Dumnezeu să adapă, pe Dumnezeu să îmbrățișează, n-au nevoie de nimic din această lume. Nici de oameni, nici de bunul de lor. Aceasta e prima manifestare sau primul fel de manifestare a dragostei Dumnezeu. Și așa au făcut. Au stat până la 40 de ani acolo în pustie, datorită greutăților care le-au biserică, Sfântul Grigore cel Bătrân, din Asia, l-a chemat și pleacă la Hirotonii pe Sfântul Vasile Preot. Bă, voi sunteți cei mai deștepți, cei mai teologi, cei mai buni, cei mai puternici, rugători și teologi, în primul rând, avem nevoie aici, în biserică. Era răspândit o erezie pe toată lumea, să pierd milioane de suflete. Și i-a adus, ca și pe Sfântul Ioan de Botezătorul Dumnezeu, din pustie în Valea Iordanului, să predice. Așa i-a adus pe Sfântul Vasile la Sfântul Preot și apoi imediat episcop și-a făcut Sfântul Vasile o lucrare în 9 ani, de la 40 la 49 de ani, cât a trăit până în 379, din 370 până în 379, cum n-a mai făcut nimeni în istorie. Nu este în istorie un episcop, în 2000 de ani, să fi făcut în 9 ani, când nu face maxim 900. Deci, a făcut spitale, azile, case de bătrâni, case de copii. Erau 3000 de biserici în Capadocia pe vremea Sfântului Vasile, care le-au închis Turcia, acum mai sunt 3 ca muzeu. Și, pe lângă aceasta, el trăia regimul de pustnic, cu pâine de orș și apă dată în zi mâncare. În condiția și tărugau și a compus liturghie, a compus molitvele Sfântului Vasile, rugători, a scris tratate de teologie, tratate despre Duhul Sfânt, care stă în picioare cu 1700 de ani. Deci, în condițiile acelea, Sfântul Grigore și-a arătat și el dragostea Dumnezeu în altfel. Sfântul Vasile, așa cum a spus, prima dată și-a arătat-o către Dumnezeu, 14 ani, și apoi și-a arătat-o către oameni. Al doilea mod de a-ți arăta dragostea lui Dumnezeu este să te întorci către oameni. Întotdeauna, omul care îl iubește pe Dumnezeu este într-un Dumnezeu și într-un neamul său. De aceea, filozoful nostru, Suția, a zis, că s-a scris o carte între Dumnezeu și neamul meu, și în altul Bartolomeu l-a corectat și a spus, nu între, ci într-un. Într-un Dumnezeu, tu trăiești într-un Dumnezeu, că te-ai intrat în Dumnezeu și Dumnezeu a intrat în tine. Și apoi intri și în neamul tău și în neamul tău a intrat în tine. Noi suntem în afara Dumnezeu, nici în afara oamenilor. Și aceasta e trăirea. Pe măsură ce iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu te lasă să te umpli de El, ca și cum ai intra într-un cuptor de foc, te umpli de lumină dumnezească, te umpli de putere dumnezească și apoi această lumină și această putere și această iubire o dăruiești lumii. Sfântul Sava al Sârbilor, cel mai mare sfânt din Balcan, cred că, care a fost dată dar în ultima mie de ani. Deci, la un moment dat, și el s-a retras în Sfântul Munte după ce era deja episcop al Sârbilor. Și acolo s-a închis la iposnica lui, la o chilia isihastă, așa zice, acasă la niștirii. Și s-a arătat Maica Domnului și a spus, iubește poporul meu, nu părăsi poporul meu. De multe ori oamenii nu merită, așa cum nu merităm noi, nici să se jertfească Hristos, nu merită. Nu merită, de multe ori, niște oameni sfinți, în curăție, poate ține Dumnezeu lumea pentru ei, lumea nu-i vrednică. Și lumea păcătuiește în continuare și nu-i ascultă. E la ca și pe Moise. Moise stă, nu mănâncă 40 de zile, stă în munte și când vine el să le aducă tablele legii, ca să se poată mântui, ei dansează în jurul vițelului. Mănâncă carne și au nicio treabă. El nu mănâncă nimic, nu bea apă 40 de zile,
ei mănâncă și beau și zice, ce-i cu ăsta? Vine aici să ne pună la post? Așa sunt oamenii, de multe ori. Și slujitorul Dumnezeu suferă, să știți, mult suferă, tot slujitorul Dumnezeu suferă foarte mult din cauza aceasta. Dacă merg în pustie, suferă de la dragi, dacă stau în lume, suferă de la oameni. Pentru că asta este. Și Dumnezeu zice, dacă mă iubești pe mine, jertfește-te pentru ei, mântuiește poporul meu, dăruiește-te, zice un filozof francez. Mă rog, cred că o cita protestantă. Și tu, Doamne, zice, pe cei ce te iubesc, îi răstignești și pe de cei ce te urăsc, te lasă răstignit. Asta e Dumnezeu. Ei, Sfântul Grigore a avut și el ocazia să-și arate dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni. Cam prin 375, Vasile deja era episcop de vreo 374, la Hirotonici, pe Sfântul Grigore, episcop de Sassima, o localitate undeva la Sabis, pe care Grigore niciodată n-a luat în primire, nu s-a dus acolo, ci a rămas pe funcție de preot în continuare și l-a ajutat pe tatăl său la episcopia din Nateață. Dar acum ce se întâmplase? Capitala lumii de atunci, orașul Constantinopol, Istanbulul de astăzi, era 98% eretic. Deci erezia ariană pătrusese și pe toți ortodoxii înșelase. Și toți ortodoxii ajunsese eretici. Deci cum ar fi Clujul de astăzi, să te trezești că mai sunt 3-4 creștini ortodoxi. Restul tot se treacă la protestant, la neoprotestant, la catolic, la o erezie. Și atunci Sfântul Vasile, care arde pentru Biserica lui Hristos, pentru Dumnezeu, a zis, nu se poate. El nu putea pleca din Capadocia, că avea toată Asia mică în grijă. Dar l-a trimis pe Sfântul Grigore și a spus, acum e momentul să faci și tu ceva. Episcopia care s-a dat nu ai luat în primire. Dar du-te aici și predică aici. Du-te în Constantinop și predică. Predicator ca Sfântul Grigore n-a mai fost, să știți, în istorie. Niciodată. Deci cum predica el despre Sfânta Treime, liber. Părinte Stăniloae, mai spus în secolul 20, atât de elevat, niște cuvinte teologice, așa ca Sfântul Grigore. Și Sfântul Grigore, pentru a predica adevărul Sfintei Treimi, pentru a predica iubirea Sfintei Treimi, s-a dus în Constantinopol, 374. S-a dus acolo, arienii au știut că vine cel mai mare predicator din lume, al ortodoxilor. L-au așteptat în port și cu o ploaie de pietre l-au primit. Sute de oameni cu pietre, fiecare cu piatră în mână. Spune că Dumnezeu așa a făcut, Sfântul Grigore avea 54-55 de ani. Dar era ca și de 105 ani. Așa era de albit, era uscat de post, de rugăciune, era ca o statuie de marmură albă. Așa îl descrie biograful. Și când acești oameni, zeci și sute, cu pietrele în mână, îl huiduiau, îl aruncau asupra lui, el își punea mâinile crucis și aștepta martirul de la Dumnezeu. Mare dragoste! Cu dragostea Sfintei Treimii în el. Toate pietrele acestea l-au rănit, l-au spart, obraz, arcadele, era tot sânge după toate. Dar niciodată nu lovea o piatră grea ca să-i spargă capul țeasta. Și întotdeauna Dumnezeu îl salva. Ei, lucrul acesta, ploaia aceasta de pietre care i-au aplicat-o când a sosit în port, în Constantinopol, a îndurat-o 6 ani de zile. 6 ani. Vedeți, noi acum venim la biserică și oamenii ne privesc cu drag și ne ascultă cu drag să predicăm. Deci, el a terminat o mănăstire, o biserică provizorie, în curtea unei nepoate de-a lui, care era soția unui mare demnitar, o biserică din lemn a făcut. Nu se fac pe la noi. A numit-o Anastasis, Biserica Fierii. Și la această biserică predica Ortodoxia. Cine vrea să creadă în Sfânta Treime? Pentru că erezia aceea spunea, a lui un mare preot din Alexandria, foarte inteligent, poet, că Iisus Hristos nu-i Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu, Logosul cel veșnic,
nu-i Dumnezeu, ci doar o creatură. Ori Sfântul Grigore știa de la Sfântul Atanasie, și apoi el a mai multe revelație, că dacă Iisus Hristos nu-i Dumnezeu, noi nu mai avem Mântuitor. Dacă Iisus nu-i Fiul Dumnezeu, atunci ce? Dacă e simplu om, nu ne poate mântui. Dacă e numai Dumnezeu sus în cer, cuvântul, dar nu e și om, de asemenea nu te poate mântui. Că Dumnezeu e abstract. E transcendent, noi suntem imanent. Nu ne poate mântui. Deci numai un om Dumnezeu poate mântui oameni. De aceea s-a întâmplat Fiul Dumnezeu. De aceea ne mântui prin Fiul lui Dumnezeu întâmplat. Și Sfântul Grigore, deci, s-a dus în această biserică, făcea slujbă, stătea doar în poș și în rugăciune, mânca foarte puțin, așa, semințe, asceza lui de pustie, și ieșea la predică. Seara, după ce făcea vecernia, predica. În biserică erau 95%, 99% arieni, erau preoți ortodoxi și câteva sute de arieni. Și după ce predica din fața Sfântului Altar, arienii aplicau câte o ploaie de pietre. E la fiecare predică, la fiecare seară, la fiecare vecernie. Și așa a fost puțin ani de zile, ani de zile. Până când, zice, după 5 ani de predicile, de la 379, când a venit Teodosie al doilea împărat, deci după 5 ani, era 98% ortodox și 2% arieni. Deci, prin această jertfă a iubirii Sfântului Grigore de Orul. Deci așa dragoste a avut. Deci închipui să stai în fiecare seară după slujbă, să aplici o ploaie de pietre și îl stătea ca o marmură albă. Pietrele spărgeau icoane. El nu se clintea. Stătea, Dumnezeu așa făcea că îl răneau, era plin de răni, dar nu îl lovea mortal. Totdeauna. Și așa a reușit să reverse dragostea Preasfintei Trăimi peste sufletele celor oameni. Și să reverse dragostea peste mințile lor. Și să înțeleagă adevărul, că numai prin adevăr poți ajunge la iubire. Noi de aceea ținem dogmele ortodoxe. Că numai prin dogmele ortodoxe putem ajunge la iubire. Unde nu e adevăr, nu există nici iubire. Dogma, zice Părinte Stăniloae, nu e ca în filozofie o marginea până aici, dacă te atingi mort. Nu. Dogma, spune, este un izvor de cunoaștere și de iubire, zice Părinte Stăniloae. Că prin ea poți să înaintezi în cunoaștere și în dragoste la infinit. Și noi de aceea credem adevărul dogmatic, că Dumnezeu e Sfântă Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, comuniunea de iubire în care intrăm și noi prin Hristos și în care ne pregătim să intrăm pe veșnicie și credem în Iisus Hristos că e Dumnezeu și om. El ca Dumnezeu și om poate trece natura noastră umană, firea noastră umană, să o unească cu firea dumnezească. A unit-o în pântecele Maicii Domnului și așa ne dumnezeiește și pe noi. Asta e mare har care a dat Fiul Dumnezeu. Ei, Sfântul Grigore a rădat aceste lucruri, a rădat, deci, dragostea lui față de Dumnezeu și a arătat-o în pustie, mâncând, poate odată pe săptămână, rugându-se toată noaptea. Descrie un Sfânt Părinte, un Părinte Grim, după ce s-a retrat din Patriarhat, cum stătea acolo în Aria, într-o pădure în satul lui natal, dormea pe cetină de brad, de apă, de izvor, stătea cu animalele. Deci numai să se bucure de lumina lui Dumnezeu, la care avea acces prin rugăciune. Deci Sfântul Grigore, așa dragoste de Dumnezeu, era capabil să nu mănânce săptămâni întregi și dormea în genunchi cât putea, numai să se împărtășească de dragostea lui Dumnezeu. Ei, această dragoste așa fost de mare, că și atunci când a pus o reversă oamenii care au refuzat dragostea lui Dumnezeu și adevărul lui, a răbdat tortură de la ei și ei când au văzut, măi, acesta își dă viață pentru noi. Înseamnă că are adevărul. Că numai cine are adevărul își dă viața pentru ceilalți. Nimeni nu dă viața pentru minciună. Și pentru adevăr își dă viața. Așa cum pentru Hristos, iată, sunt câteva sute de milioane de martiri. Ori cine moare pentru un mort care a murit dacă ar fi fost un înșelător, cum zic unii. Sau mai zic unii și de Părintea Sene.
că ar fi fost un înșelător. Pentru că ar fi fost un înșelător, nu se duc un milion de oameni pe săptămână la Domnul. Chiar și la Hristos. Până în viață mere, că poate înșela. Poate înșela popoare. Există modalitatea aceasta de a induce în eroare. Dar omul trebuie să-și dea seama că a fost mituit, că a fost înșelat. La un moment dat, când se trezește, nu mai merge după minciune. Dar adevărul, iată că face martiri și peste sute și mii de ani. Dragostea lui Dumnezeu. Ei, în acest fel a fost Sfântul Grigore. Când în 380 l-au pus patriarh al Constantinopolului, meritat. După ce el a dus la autoritie o cetate întreagă, orașul capitalul lumii atunci. A stat doar un an patriarh, l-a instalat pe Teodosie cel Mare ca și împărat, Teodosie l-a instalat pe el ca și patriarh, a condus sinodul al doilea ecumenic, în 381, de la Constantinopol, când s-au alcătuit ultimele cinci articole din cred, și după aceea când a văzut câtă neliniște este acolo la nivel înalt, câte intri și câte se întâmplă din nefericire și în guvern, și în parlament, și din nefericire, și în biserică, la nivel înalt, el și-a dat demisia și a plecat. Și s-a retras în munții Arianzului, în satul lui natal, acolo a trăit câțiva ani de zile, din 381, s-a retras până în 399 ani, și a trăit ca și pusnic. Deci vă închipuiți, patriarhul lumii, cel mai mare din lume, să trăiască acolo, dacă citiți, în ce condiții trăia câteodată. Iarna nu se putea, nimeni nu mergea câte șase, nu stătea singur. Nu putea călca picior de oră. Și vara stătea în pădure, acolo dormea, cum v-a spus, pe rapă, pe copaci, bea apă din râm și doar de dragul Dumnezeu, tot timpul găsea în genunchi. Zi și noapte, mare, de dragul Dumnezeu. Acesta a fost Sfântul Grigore, teologul. Vă spun de multe de lui, câte aș putea să vă spun, multe ar merita, poate așa, să ascultați pe larg istorisirea vieții lui. Vă spun doar încă o faptă de dragoste față de Sfântul Vasile. Și cu aceasta sfârșesc. El l-a iubit mult pe Sfântul Vasile, l-a considerat ca un dreptar al credinței, ca un sfânt desăvârșit cu toate și dacă el era mai poet, mai sensibil, ca orice poet aș fi mii de versuri, pe Sfântul Vasile îl considera dogma neclintită. Și în 379, când Sfântul Vasile a murit și l-a îngropat, când era la din Capadocia, el, Sfântul Grigore, era munții Arianzului. Și n-a putut merge, n-a aflat după câteva luni, de fapt, i-a murit cel mai mult prieten. Și în 380, deci la parastasul la un an, a Sfântului Vasile, a făcut un efort extraordinar, o 3 săptămâni a mers pe jos, cu căruțe, cum se mergea atunci, ca să fie la parastasul la un an în Capadocia, catedratul în Capadocia. Și i-a spus ucenicului său, am să mă duc de dragul lui Vasile, am să mă duc de dragul lui Vasile. Că Vasile, i-a întrecut pe proroci în unele, ce i-a egalat pe apostoli, s-a ridicat printre Herubim și Serafim până la Dumnezeu și a văzut Sfânta Treime. Vasile e dreptar în toate. Dacă vrei să vezi cât e smerenia, Vasile e desăvârșit. Cât marginea cunoașterii în tot ce ai. La Sfântul Vasile, să știți că a fost la mormântarea lui și păgân. E toate religiile lumii. Că a fost un geniu, considerat cel mai mare din vremea lui. Și toată viața lui o vedem. Și spune Vasile, atât a fost de mare, dar nimeni nu pune malare, nu arată așa cum e Vasile. Și eu o să mă duc, eu bătrânul și bolnav, Grigorie, prietenul lui, am să mă duc la parastasul un an și am mers la 3 săptămâni prin decembrie, greu, obositor ca să fie pe 1 ianuarie la Capadocia, și am să-i ridic lui Vasile o statuie. Și a ridicat Sfântul Vasile o statuie. O statuie pictată sau scultată prin vorbe, cu vânt. Era cel mai mare predicator, retor, care a fost vreodată în biserică. Și a ridicat lui Vasile o statuie. Acel cuvânt s-a tipărit acum în ultimii 10 ani, este și în românește necrologul Sfântului Grigore la Sfântul Vasile cel Mare, considerat dintre cele mai frumoase cuvântări funebre care s-au scris sau s-au văzut vreodată.
Și i-a ridicat, dacă nu sunt lui Vasile, i-a ridicat o statuie. Și spune, Vasile este alături de proroci, de apostoli, mai sus ca prorocii, până lângă Sfânta Treime. Vasile este marginea și măsura și dreptarul tuturor virtuților. Deci, iată pe cine am prăzuit în seara aceasta. De aceea, să nu vă pară rău de oboseala din seara aceasta, că este oboseală într-adevăr pentru noi și mai ales să ascultăm cuvinte la dezmod, că este foarte greu, slujba mea de ușor, eu știu și de aceea și mie e aproape imposibil să predic noapte, pentru că nu să, așa este firea noastră omenească, dar când ne gândim pe cine am prăzumit și în cinstea cui am făcut această priveghere, deci pe cernic mare cu linie, cu trenie, cu linie și doxologie și Sfânta Liturghie, a unui sfânt rugător, cum n-a mai fost, care respectea toată noaptea în genunchi să ruga și bucuria lui era că se împărtășește Dumnezeu pentru aceasta merită. Să ne rugăm Sfântul Ignore Teologul să fie bun, dulce și cald, mijlocitor pentru noi, pe Părintele Grigore să-l păzească într-un mulțar, pentru dânsa fiind pe primul rând, și să ducă pe calea aceea acolo ne-a fost Sfântul Grigore și pentru dumneavoastră după dânsul. Amin. Adică, Tatăl și Sfântul Ignore.